Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este doamna comisar șef de la Garda de Mediu, Carmen Ichim. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit și bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezență. Foarte multe întrebări și din partea telespectatorilor noștri referitoare la sistemul acela de garanție returnare a ambalajelor. Sunt oamenii nemulțumiți, unii dintre ei, pentru că nu găsesc unde să le returneze, că nu primesc voucher. Care sunt problemele în acest moment? Cred că ar trebui să încep puțin cu începutul. Ce înseamnă? Am văzut și noi că reclama foarte multă și la TV și la radio cu privire la primirea acestor ambalaje de peturi în special, dar o să vorbim și de ambalaje de sticlă și o să vorbim și de ambalaje din aluminiu, acele cutiile în care se comercializează, care sunt ambalate și se comercializează băuturile gen bere sau diferite băuturi răcoritoare sau ape cu diferite arome. Pot să spun așa că de unde a venit această prevedere legală și cu ce probleme ne confruntăm noi? Pentru că, într-adevăr, sunt multe reclamații că nu se primesc aceste ambalaje de toate magazinele, că nu li se dau decât niște vouchere și obligă consumatorii să cumpere din acele magazine, că dacă nu au cumpărat din acel magazin produsul, poate să ducă acel ambalaj înapoi și care este valoarea ambalajului, este 50 de bani, dar pe toate tipurile de ambalaje și care sunt cele supuse SGR-ului. Deci foarte multe întrebări, chiar dacă programul a început de ceva un timp. De un an din ianuarie acestui an, nu un an, nici 9 luni nu avem încheiate, dar haideți să spunem de unde a venit guvernului această idee cu recuperarea ambalajelor din plastic. Și ajung și la această vestită hotărâre 1074 pe 2021, căreia i s-a făcut foarte multă publicitate și ați văzut că chiar dacă ne uitam la televizor și vedeam că trebuie să recuperezi ambalajul, poți să iei 50 de bani pe el, că și ne arătau niște sticle mai mari, mai mici, ne uitam ca pisicile și treceam mai departe, că nimeni nu băga de seamă. Asta am constatat pentru că am făcut foarte multe acțiuni de control pe aceste modalități de preluare a acestor ambalaje, modalități de întocmire a acestor evidențe, cu cine trebuie să încheie. Dar vreau să ajung așa, să o iau de la început. Anul 2007, anul aderării la Uniunea Europeană. Atunci România, în tratatul de aderare, și-a asumat niște obligații. La capitolul 22 mediu și-a asumat și obligații pe linia de mediu. Avem obligații asumate în materia gestionării deșeurilor, în materia reciclării deșeurilor și folosirii ca materie primă. Bun, pentru că a venit o altă lege în 2011 privind gestionarea deșeurilor și legea mediului, ordonanța de urgență 195 pe 2005, mai zic uneori actele normative pentru că sunt mai multe persoane interesate și atunci măcar să știe unde să caute, măcar așa, câte puțin. Bun, și avem o lege a fondului de mediu. Acolo se prevedea următorul lucru, că toate deșeurile menajere, acum se numesc deșeuri municipale, că spun municipal sau menajer, este același lucru, da? S-a schimbat această sintagmă din menajer în municipal. Menajerul este ce rezultă dintr-o gospodărie, da? Acele deșeuri care sunt obligate, societățile de salubritate, să le colecteze și să le ducă la depozitul de depozitare a acestor deșeuri, depozitul ecologic de la Gălbinaș. Spre fericirea noastră, noi avem așa ceva. Bun, ne-am asumat ca obligație Uniunii Europene că 50% până în 2021, 50% din acest deșeu municipal care îl ducem, jumătate va fi deșeu reciclabil. Și avem acele stații de sortare care recuperează sticle, borcane, peturi. Și ne-am încadrat până în 2021? Problema noastră că a apărut ordonanța de urgență 92 pe 2021 privind regimul deșeurilor care a modificat legislația veche, în care la articolul 18 vedem că la nivel național nu s-a colectat decât 20%. Și iar intrăm în perioada de infringement, perioada de sancționare a statului român, că nu a fost în stare să colecteze din deșeurile municipale fracția de deșeuri reciclabile. Ne-a păsuit tot prin această legislație
Guvernul României a solicitat Uniunii Europene, Departamentului de Mediu, o păsuire și a spus, domnilor, haideți până în 2025, dați-ne păsuirea cu 65% din deșeuri menajer și noi o să fim în stare să recuperăm. Altfel, ne aplicați amendă și penalități dacă nu suntem în stare până când reușim să ne punem la punct aceste sisteme. Din păcate, până în 2021 nu s-a întâmplat, 2022 nu s-a întâmplat, fracția este mică pentru că, vedeți, noi ca instituții de mediu, de control, suntem obligate să verificăm acest mod de salubritate la toate unitățile administrativ-teritoriale, adică la toate orașe, comune, municipii, da? Noi avem 87 de OAT-uri. Să vedem modul de gestionare și cât au reușit să colecteze reciclabil, dacă ne-am atins ținta sau nu. Văzând acest lucru, în 2021 s-a dat această hotărâre de guvern cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2024. Și ce spune? Dom'le, prin acest sistem de garanție returnare, dacă omul nu a fost în stare sau nu a putut să colecteze selectiv și s-a văzut că n-a vrut să colecteze selectiv sau nu a fost interes, a zis hai să-i punem o valoare pe peturile care sunt cele mai des folosite. Și atunci, care este obiectul SGR-ului, sistemului garanție returnare? Ambalaje de la 0,1 litri până la 3 litri, fie că sunt din plastic, fie că sunt din metal, din aluminiu, fie că sunt din sticle, acestea pot fi returnate și pot să obții 50 de bani pe fiecare tip de ambalaj, chiar dacă el are volum diferit. Bun. Se constituie această societate, spunem, da, este o asociere între mai multe firme și statul român și Ministerul Mediului, se constituie, se definește un administrator SGR în care avem, prin această hotărâre de guvern, avem obligații atât pentru producătorii de bunuri ambalate, gen Ursus, gen cele de producere a băuturilor, cum sunt firmele. A trebuit să-i spuneți pe toți acum, ca să nu favorizăm pe nimeni, dar să înțeles despre ce este vorba. Minerale, da, minerale și ce mai avem. Eu dau exemple că poate da, e așa. Bun. Și, deci, aceștia au anumite obligații. Practic, producătorul de bunuri ambalate, când introduc pe piața internă aceste produse ambalate, de sticla de apă minerală, apă plată, vin, cidru, bere și băutură ocoritoare și carbogazoase și necarbogazoase, bun, acestea intră sub incidența produselor. Deci avem recipient din plastic, din sticlă și din dozele metal. Din metal, da? Dozele din metal pot fi și butoiașele acelea din metal, deci da, să aibă capacitatea 1 litru până la 3 litri. Toate pot fi returnate. Toate pot fi returnate. Deci, producătorul de bunuri ambalate este obligat să plătească pentru fiecare bun introdus pe piață 50 de bani administratorului SGR-ului. Mai departe și îl recuperează de la distribuitor, producătorul de bunuri ambalate, iar distribuitorul de la comerciant. 50 de bani pe fiecare produs introdus pe piață. Deci între 0,1 și 3 litri. Oamenii primesc și ar trebui să primească teoretic 50 de bani pentru acum, fiecare recipient, dar nu primesc bani efectiv. Acum ajung la comerciant. Comerciantul este obligat, spune această prevedere legală, este obligat să primească de la consumator, fie că el cumpără de la el din magazin, fie cumpără de la alt magazin, aceste ambalaje care sunt însemnate cu sigla de returnare și cu un cod de bare. Ambalajul trebuie să fie curat, ambalajul trebuie să fie cu dop, ambalajul trebuie să fie etichetat, pentru că ne mototolit, da, spunem, pentru că altfel nu este primit la returnare. Fiecare comerciant, aici avem o problemă, pentru că spațiul de depozitare, fiecare comerciant, fiecare magazin, ca să zic pe înțelesul tuturor, trebuie să aibă un loc de returnare a acestor ambalaje sau punct de returnare. Bun, din păcate, datorită suprafețelor mici, că ați văzut în mediul rural, dacă un magazin are 50 de metri pătrați, zice, ce mare magazin. În general, ele au între 10-20 de metri pătrați și sunt așa împrășteate ca și mărgelele, și acele au aceeași obligații ca și magazinele care au peste 200 de metri pătrați. Doar că pentru orice produs, și dacă s-a văzut, ați văzut
că anumite magazini mari au niște automate în care se duc și... Ați văzut cozile acelea cu oamenii plini cu... Sunt cozi și asta voiam să vă întreb, dacă este și pentru dumneavoastră îmbucurător faptul că vedem cozi cam peste tot la aceste centre de returnare. Da, și o să vă spun și de ce. Odată că, virgulă, consumatorul este conștientizat și poate scoate un bănuț din tot ce colectează din casă și nu mai aruncă la gunoiul menajer ca să ajungă la depozitare, deci și în loc de aruncă și iau un ban pe acel produs și poate își cumpăra alte produse. Bun, avem magazine care au dotări automate pentru preluarea automată a acestor ambalaje și avem magazine care nu au posibilitatea asta și fac manual. Pentru cei care preiau manual, gen magazine de țară sau gen alte magazine, magazine în general, care nu au aceste aparate. Avem și în oraș. Avem și în oraș, da. Foarte multe, da. Normal. Atunci, trebuie, în momentul în care ei returnez, îți iei sticla de la consumator, iei PET-ul, da? De la ambalajul de la consumator, trebuie să-i dai fie bani numerar, fie poți să-i dai un voucher, care poate cumpăra din magazin, fie poți să-i dai pe card. Dar, acolo, dacă vrei să-i virezi pe card, trebuie să existe acceptul consumatorului că el, datoria către bancul va plăti el. Deci nu va plăti comerciantul. Comisionul, da? Comision, acea comision, asta se regăsește la articolul 14, aliniatul 2 din această hotărâre. Din coace, dacă ai automat, poate să fie în voucher sau poate să fie numerar. Nu este obligat comerciantul să-ți dea neapărat bani pe acel ambalaj. Și zice, de aceea nu dă aproape nimeni bani. Și atunci îți dau voucherele, intri în magazin, faci cumpărături și pleci mai departe. Oamenii sunt nemulțumiți, acum revin la oameni, pentru că sunt nemulțumiți că i-ar dori să-și ia banii pe aceste ambalaje și nu vouchere. Pentru că au plătit cu bani, da, dar gândiți-vă, garanția, nu cu voucher. Gândiți-vă că într-un magazin mic, de, spunem, de 20 de metri pătrați, unde omul acela, comerciantul, nu are decât 10 produse de un fel, 10 de un fel, vine unul cu 100 de ambalaje sau cu 1000 de ambalaje, că nu este, poți să, ești obligat să primești, nu poți să zici nu primesc. Ești obligat să primezi. Iar sancțiunile sunt destul de mari în această legislație. Ajungem și acolo. Bun. Da? Tu ești obligat să îi le primești. Și din cauza aceasta, comerciantul, pentru că este obligat să primească de la toată lumea, nu doar de pentru produsele vândute, trebuie să ofere ceva ca să poată măcar cumpăra din magazin. Deci, legislația nu obligă, trebuie să dau numerar sau trebuie să dau voucher sau nu. Zice, poate, poate sau poate. Bun. Asta înseamnă că o să mai discutăm despre sancțiune. Asta înseamnă că ați primit multe reclamații și probabil au fost și amenzi date. Cred că avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Doamna. Bună seara, vă rog. Aș vrea și o întrebare pentru doamna Coliper. Bună seara. Anul ăsta până la sfârșit, doamne, pentru programul anul la autoturisme, se mai poate sau nu se mai poate? Acest lucru este reglementat de către Administrația Fondului pentru Mediu și o să vedem ce programe mai pot scoate. De-abia astăzi am aflat că vor mai fi pentru panouri solare din nou, se va derula începând cu sfârșitul acestei luni. E în funcție de cum alocă guvernul bani pentru acest program. Nu pot să vă dau un răspuns, dar putem întreba la Administrația Fondului de Mediu dacă vor mai efectua acest program până la sfârșitul anului. Bun, e singura întrebare, da? Da, da, da. Mulțumim, seară bună, la revedere. Nu se ocupă cu asta Garda de Mediu, dar pot fi informări. Da, pe programul RAB la noi ne ocupăm într-adevăr cu locurile de depozitare a acestor mașini scoase din uz. Noi le considerăm vehicule scoase din uz și aici avem legislație specială și de obicei oamenii nu înțeleg, pentru că niciodată nu eram în domeniu, nu înțelegeam ce înseamnă Garda de Mediu, ce înseamnă Agenția de Mediu, ce înseamnă Fondul de Mediu și de ce nu se ocupă, dacă tot le spun mediul la toți, de ce nu se ocupă toți cu același lucru. Numai că Agenția de Protecția Mediului se ocupă cu emiterea actelor de reglementare sau autorizațiilor de funcționare, cât și a celorlalte acte, da? Garda de Mediu nu face decât control și atât. Și impune măsuri de remediare a deficiențelor acolo unde constată neconformități. Spuneți-mi, doamnă, dacă toate reclamațiile pe care le-ați primit de la oameni se refereau la faptul că n-au primit numerar.
Da, nu numai, că n-au primit numărar, că aveau afișe comercianții pe geam că nu vor mai primi pentru că punctul de returnare a fost deja blocat și nu mai au unde să depoziteze ambalajele, că nu li se împlătesc toate ambalajele care le-au dat către returnare. Acum, ce trebuie să înțeleagă fiecare comerciant, pentru că noi am avut un control dispus de Ministerul Mediului, chiar de domnul ministru, prin Comisariatul General al Gărzii de Mediu, fiecare comerciant trebuie să încheie un contract cu administratorul sistemului de garanție și returnare. În baza acelui contract se stabilesc niște termeni, niște condiții, adică pot să vin să ridic de la tine, comerciant, dacă ai minim 3 saci. Sistemul de garanție returnare spune la dispoziție sacii și sigiliile cu care se sigilează acest saci, dar nu pot veni, vă dați seama că sunt foarte multe magazine la nivel național, nu pot veni doar pentru un singur saci. Și atunci limita este să fie undeva la 3 saci în care să fie umpluți cu aceste ambalaje. Da, nu am găsit contracte în urma controlelor pe care le-am efectuat și am făcut aproape 140 de magazine până la această dată. Din tot județul, din tot județul, din județ, da, nu numai pe municipiu. Nu am găsit contracte cu administratorul, nu am găsit evidență că vedeți că și administratorul SGR își face niște calcule. Asta înseamnă că tu, ca și comerciant, trebuie să-i trimiți să vezi o situație din care să reiasă cam câte ambalaje comercializează el sau câte produse ambalate comercializează ca să știi cam pe ce poți tu să-ți faci un calcul. Da? E, numai că ambalajele returnate de consumator sunt mult, mult, mult mai multe decât ce comercializează ei. Haideți să mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara și doamna comisar. Bună seara. De ce borurile nu se trimite la orice punct alimentar? Pentru că... Încheiați, vă rog, spuneți tot ce vreți să spuneți și apoi vă răspunde invitata mea. Bun, vă mulțumim, seară bună. Mulțumesc de întrebare, încă o dată vă spun, pentru că dumneavoastră sau consumatorii nu cumpără de la acel magazin, adică nu s-au întors cu ambalajele goale pe care au cumpărat produse ambalate de la acel magazin. Iar atunci, acel magazin, pentru că nu are lichidități așa de multe, iar legislația îi permite, îi permite să-i dă un voucher la acel punct de lucru care este valabil un an și jumătate din începând din ianuarie. Deci mai avem aproape mai puțin de un an cât mai sunt valabile aceste vouchere, pentru că voucherele se dau și în funcție de sigla care este stabilită de returnare, care este stabilită prin ordin al ministrului. Deci până în vară, până în vara viitoare, acele vouchere pot fi folosite, nu în ziua la respectivă. La acel punct de lucru, de unde ați predat ambalajele. Deci unde s-au predat ambalajele doar pentru acel punct de lucru. Cu alte cuvinte, dacă eu vreau să cumpăr, mă duc și dau niște ambalaje la Carrefour, pot să-i dau denumirea că nu toată lumea știe unde e Carrefour. Numai că sunt mai multe puncte Carrefour. Cu acele vouchere pot să mă duc la un alt Carrefour? Nu se poate. Deci, încă o dată, spun doar acolo unde am predat, așa spune legislația, nu spune comerciantul, iar comerciantul este obligat să vă preia aceste ambalaje. Spuneați despre controle, ce ați mai descoperit? Deci am descoperit că nu făceau această evidență și nu-și țineau evidența și nu aveai de unde să știi câte ambalaje. Vedeți, ambalajele aceste returnate nu poartă denumirea de deșeu. Adică deșeurile din activitatea lor sunt una care nu poți să le duci pe SGR, iar aceste ambalaje poartă denumirea în continuare tot de ambalaje și nu de deșeu. Da? Din cauza asta au și valoare și pot fi folosite pentru ca și marfă de schimb. Da? Dau ceva și primesc un bănuț sau primesc un voucher care chiar are valoare. Ce n-am mai găsit noi? N-am găsit amenajate puncte de returnare. Acum e foarte greu ca într-un magazin de 10-20 de metri pătrați să poți să faci într-un colț unde să-ți depozitezi acești saci, că sunt voluminoși. Dar este obligatoriu pentru fiecare agent comercial? Pentru toți comercianți este obligatoriu. Și atunci tot această legislație vine cu mențiunea și spune așa, pentru magazinele mai mici de 200 de metri pătrați, primăria este obligată să pună la dispoziție punctul de returnare, astfel încât ambalajele să fie duse în acel punct de returnare. În mediul rural, în mediul urban,
Avem distanțe de 150 de metri, mediul rural de până în 500 de metri. 450-500, acum nu există. Dar, din păcate, până la această oră nu s-a primit nicio solicitare, sau chiar dacă au făcut solicitări, nu li s-a pus comercianților la dispoziție niciun spațiu pentru returnare, pentru că nici până în acest moment primarii nu au înțeles ce este cu acest SGR, de ce este obligația lor, ce trebuie să facă, să colecteze. Au mai venit și alte show în plus pe care suficient că aveau destul de multe. Tocmai de asta, începând cu... Chiar de mâine începem, demarăm controlul pe salubrizarea localităților la UAT-uri pentru a verifica modul de depozitare și frecvența de ridicare a deșeurilor menajere de la populație, modul de... ce cantitate, mai bine zis, au colectat de deșeuri reciclabile de la populație, dacă folosesc saci galben sau care este modalitatea de preluare și cum transportă aceste deșeuri și dacă ajung la depozit și facem încrucișări cu așa ceva. Mâine dacă... unde mergeți în control? Deci mâine avem 5 primării aici în județul nostru. Să spunem că mai aproape de municipiul Buzău sunt cam toate. Nu le spuneți, vreți să fie așa o surpriză pentru autoritățile din localitățile nu, respective? Nu, pentru că le-am notificat. Adică noi încercăm totuși să notificăm. Nu, mâine chiar avem pe Movila Banului, pe Smeieni, pe Glodeanu Sărat, Săpoca. Ce condiții trebuie să îndeplinească și Ghereseni? Ce condiții trebuie să îndeplinească deci, autoritățile din aceste știți, localități? Acum știți foarte bine că modul de gestionare a serviciului de salubritate este diferit. Unii au serviciu propriu de salubritate, unii au concesionat serviciu de salubritate unui operator județean. Da? Din fericire pentru noi avem un depozit unde să ducem aceste deșeuri menajere și zic pentru Buzău pentru că sunt alte județe care nu au. Dar cel mai important este să se asigure locuitorilor modalitatea și frecvența de colectare a acestor deșeuri municipale pentru că, așa cum știm, este o tragedie și vedem și mediul rural și mai vedem și mediul urban apărând depozite de deșeuri necontrolate ad hoc mai peste tot și dacă ne ducem mai și prin zonele lăturalnice vedem și mai multe. În afară de acestea, trebuie să asigure colectarea deșeurilor periculoase de la populație și aici chiar zilele acestea a fost dat un ordin al Ministrului Sănătății care modifică un alt ordin cu privire la colectarea medicamentelor expirate. Înainte aveam și colectarea deșeurilor rezultate din tratamentul la domiciliu, prevăzut de acest ordin 119/2014, la articolul 38. Acum nu mai avem acest lucru, că a fost abrogat, dar au apărut alte două acte normative, alte ordine de ministru cu reglementarea acestor tipuri de deșeuri. Deci de la populație, la momentul de față, nu se poate lua decât deșeuri de medicamente, dar de fapt locuitorul, populația, este obligată să ducă aceste deșeuri la cea mai apropiată, sau medicamente expirate, la cea mai apropiată unitate spitalicească, fie că este privată, fie că este de stat. Și probabil că oamenii, neștiind acest lucru, aruncă la tomberon la rampele acelea în coșul de gunoi medicamentele expirate. Și medicamentele expirate și să știți că ce am constatat noi și de unde am constatat, nu că ne-am dus și am verificat ce au ei în tomberoane și asta, dar am constatat din cele care sunt aruncate. Am văzut și tăietoare înțepătoare, adică seringi și altele, perfuzoare. Am văzut și este normal. Atât timp cât se vinde la liber, e normal să apară. Oamenii nu știu, probabil că există acasă. O regulă, da. Da. Acum trebuie să ne gândim foarte clar că toate sunt periculoase. Vedem schimbările climatice care au loc. Și să știți că nu sunt deloc întâmplătoare. Pentru că spunem așa, ce dacă incendiez două peturi? Acum să știți că peturile nu se mai incendiază ca o valoare, da? Și cele mai folosite se văd. Și să spunem că aici am scăpat. Dacă înainte, și cred că la dumneavoastră în emisiune, veneam cu acele imagini cu foarte multe peturi aruncate și pe care le preluau apa și le aducea, nu mai avem. Să știți că acum sunt foarte mulți oameni care caută peste tot. I-am văzut cu toții. Și... trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim însă în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim cu doamna Carmen Ichim, în calitate de comisar șef al Gărzii de Mediu.
despre problemele care există pe această linie în Buzău și vorbeam, doamnă, în prima parte despre nemulțumirile oamenilor vis-a-vis de acest sistem de garanție, de returnare a ambalajelor, nemulțumiri în majoritate legate de faptul că nu primesc numerar în momentul în care returnează ambalajele, nu? Da, dar v-am explicat că nici prevederea legală nu îi obligă pe comercianți. Asta ca prevederea să fie clar pentru toată lumea, da. Clar, adică că nu au de ce să reclame, pentru că legea nu îi obligă pe comercianți. Sigur, pentru că, vedeți, și sumele acestea pe care ei trebuie să le aibă în caserie sunt de la ei, adică este cumva o susținere a administratorului SGR sau acestui sistem până când la lună își recuperează banii. Și vorbeam și despre medicamente, o nouă ordonanță care exact, reglementează. Din al ministrului, da. Care reglementează și pe instrucțiune aceste deșeuri, vă spuneam de ele, de ce? Pentru că în acest control pe care îl avem la primării, la UAT, Unități Administrative Teritoriale, primarii au și această obligație să preia aceste deșeuri de la populație și atunci să nu mai pună tot în spatele primarului sistemul sau guvernul s-a hotărât prin Ministerul Sănătății să se colecteze aceste deșeuri din medicamente sau medicamentele expirate care sunt deșeuri, să fie colectate sau să fie duse de către cetățeni la cea mai apropiată unitate spitalicească, fie că este privată, fie că este publică. Da? Și spuneați în pauză că spitalele își pot recupera banii. Și bineînțeles, da? Prin Casa de Sănătate își recuperează banii, că ei nu plătesc nimic, da? Sigur, serviciul. Acest serviciu de colectare și de plată, pentru că ei plătesc pentru eliminare. Plătesc și eliminarea acestor deșeuri, plătesc și transportul. Practic, aceste deșeuri trebuie luate de o firmă autorizată, care trebuie să aibă autorizație de mediu să preia aceste tipuri de deșeuri și multe alte licențe. Mai departe, trebuie să le ducă la o unitate în vederea eliminării, la un incinerator. Deci toate acestea sunt costuri, iar costurile astea unitățile spitalice și le pot recupera de la Casa de Sănătate. Asta e un lucru care trebuie să fie știut, pentru că și aceste lucruri, atunci când vom merge pe unitățile spitalicești, le vom verifica dacă se fac sau dacă nu se fac. Pentru că acestea erau sarcini în atribuția primarilor și atunci s-a găsit această formă, spunem noi, destul de legală sau chiar legală și mult mai ușor de a fi abordată. Știți foarte bine că noi, toți suntem așa, ne e mult mai ușor, trebuie să arunc la gunoi. Arunc repede, ce am? O folie de medicament, s-a expirat, o arunc la gunoi. Trebuie să avem o altă mentalitate. Cu tot ce îmbogățim pământul ăsta până la urmă, tot ce aruncăm, ajunge în pământ. Ajunge în puza de apă freatică. La un moment dat sunt substanțe toxice care ne afectează. Fie că încep căldurile și ați văzut apa să evaporă. Vedem că stratul ăsta de ozon este din ce în ce mai mult afectat și simțim când umiditatea crește, că nu putem să respirăm, simțim că transpirăm foarte mult, cu toate că temperatura de afară nu e foarte mare și ne întrebăm, dom'le, s-a schimbat anotimpurile? Ați văzut că nu a plouat, acum au venit cantități mari de precipitații. Noi cei de la mediu suntem foarte supărați, de ce? Am văzut inundații și am văzut, știți, noi avem prevederi legale foarte clare și dăm măsuri. Acum să nu fie nimeni supărat, pentru că și în mediul rural și în mediul urban trebuie să existe o canalizare pluvială. Dacă în mediul urban avem, la oraș avem acele canalizări care preiau și apele de ploaie, da? Poate de multe în ori sunt... În cazul în care sunt cantități de apă, așa cum am văzut, e imposibil. De mari, da? În mediul rural trebuie să avem, dacă nu avem canalizare făcută, și am văzut acum că unii tehnicieni au venit cu ideea, hai să o facem la comun și pluvial și menajer. Să tragem o țeavă pe care să meargă aceste canalizări împreună, ceea ce nu este de dorit. Erau acele șanțuri, da, de o parte și de alta căi de acces a drumului, care mergeau către islaz. Să știți că islazul comunal există, sau pășunea, cum este reglementată pe legea 18, din nou fondului funciar, că tot acolo e reglementată și avem și alte ordonanțe care reglementează de urgența guvernului, există. Deci apele trebuie dirijate acolo. Ce am mai constatat noi? Că, virgulă, cursurile apelor sezoniere, că toți întreabă ce sunt ăștia torenți, că noi nu mai avem torenți. Deci după ce am trecut în 90, am uitat că mai avem torenți, că mai avem cursuri de apă sezoniere, au fost retrocedate pentru că oamenii nu știau că dacă nu aveau apă pe ele, înseamnă că nu mai erau. Dar alea, în caz de precipitații, și uitați că se întâmplă,
Și totdeauna s-au întâmplat aceste precipitații. De asta trebuie o regularizare a cursurilor de apă. Practic, cursurile sezoniere se duc către preiau cantitățile de apă care vin de pe torenți, care vin de pe dealuri, care vin de pe munți, de acolo se creează, da? Și mai departe ajung pe islaz. Dacă vă aduceți aminte cu Culeasa, în 1999, da? Au venit din partea de deal, din Păzărnești, partea de deal, cu cantitate mare de apă, a trecut șoseaua E85 sau drumul european E85, a intrat pe cursul de apă sezonier Pârâu Valea Boului și, din păcate, pentru că acolo erau arate terenurile și n-au mai avut o vale pe unde să o ia, toate s-au îngrămădit în pod, au venit cu deșeuri, s-au îngrămădit în acel deșeuri agricole, nu alte tipuri de deșeuri, da? Și au venit calup și au inundat toate acele case. Adică, încă o dată spun, nu se pune accentul suficient pe ce înseamnă mediu, pe ce înseamnă, până la urmă, mediu înseamnă și protecția omului. În primul rând, protecția omului, că de asta facem, mergem să verificăm să se respecte anumite condiții create de specialiști. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, să rămână. Vă rog. Bună seara. Aș avea o problemă cu domnul comisar șef al Gărzii de Mediu. Doamna comisar șef, dacă, da. Dacă știi ceva de... Nu se înțelege foarte bine ce spuneți. Dacă vreți să repetați, să înțeleagă și doamna comisar șef, vă rog. Da. Repetați. Doamna comisar, știi de în spatele geamuri? În spatele fabricii de geamuri, da? Așa. Și spuneți că e periculos, da? Bun. O las să vă răspundă pe invitata mea. Bun, vă mulțumim. S-a înțeles ce ați vrut să întrebați. Da, discutat de fabrica Geromesa, da? Sece Geromesa. În spatele fabricii era problema, Sece Geromesa, care are o curte de 4,2 hectare. Știți cum este? Tocmai astăzi am fost la Gerom, din nou. În spate, pe o haldă de 11,2 hectare, este o haldă de steril care, până în anii 88, Geromul folosea la șlefuirea sticlei. Acolo avea mai multe cuptoare, cuptoare de geam tras, cuptoare de butelii, două cuptoare de butelii, complexul de amestec materii prime și alte linii, cuptorul de cărămizi, de sticlă, acele... Ce era pe Buzău era cândva cu... Adică în momentul 96, când am mers prima dată în această fabrică, eu am găsit 3600 de angajați. Și tot am mers în continuare până când acum Geromul este închis și a închis activitatea, fapt pentru care astăzi am dat o amendă de 1 miliard de lei vechi, deci 100 de mii de lei pentru administratorul special, pentru că din anul 2019 a închis activitatea societății, acum am găsit într-o stare deplorabilă. Noi am tot impus pe acel depozit de steril care era în spatele pe aceste 11,2 hectare și de fapt terenul este al primăriei municipiului Buzău cu care această societate se află în litigiu de câțiva ani să și-l recupereze. Noi am impus măsuri de eliminare și a mers o perioadă până în anul 2019. Din 2019 nu l-au mai transportat și domnul are dreptate, nu a mai mers către depozitul de către fabrica de ciment din cauza că n-a mai fost acel lichidator, a venit un alt administrator special. Sunt în proces, în instanță de 8 ani de zile, în care solicită lichidarea firmei, fie prin reorganizare, fie prin insolvența firmei, fie prin lichidare, fie prin reorganizare, dar ce am constatat astăzi și mâine chiar vom pune pe
Facebook-ul Gărzii de Mediu, imagini de acolo și să vedeți cam cum poate exista. Din păcate, această fabrică a fost luată, sau această societate cu tot obiectivul a fost luată de o firmă străină și așa cum se întâmplă, degeaba am aplicat noi sancțiuni pentru că altceva nu ai ce să faci. Și spuneați că astăzi ați dat o amendă de 1 miliard de lei exact. Vechi, care credeți că pentru va fi plătită? Că, sau? Nu știm dacă va fi plătită sau nu, dar am dat și măsuri de remediere a deficiențelor, am dat și măsuri pentru că nu m-au mai transportat, nici nu au făcut către Agenția de Protecție a Mediului, instituție care conduce această procedură de reglementare, de emitere a actelor și de învățare ce ai de făcut, practic asta înseamnă ce pași trebuie să urmezi. Pentru acest lucru noi am aplicat această sancțiune și am impus ca într-un termen destul de scurt să vină cu obligațiile de mediu stabilite, să ne spună ce au de gând să facă, că nu se poate așa lăsa totul. Asta înseamnă în că este o zonă care are un potențial și de pericol mare, nu? Pentru cei da, care pentru ce înseamnă? Pentru că, bine, totdeauna a avut, de ani de zile, nu de acum, dar noi am încercat să impunem măsuri și noi și Agenția de Protecție a Mediului s-au conformat o perioadă până când s-a transformat în această, până când au solicitat insolvența și din momentul acela au început să nu mai facă mai nimic. Degeaba s-au aplicat sancțiuni, că sancțiunile chiar dacă sunt neachitate, le dăm în debit și cam atât putem face la acest moment. Dar ce am constatat noi că pe acest amplasament al societății Gerom mai funcționează, spuneam, noi nu mai avem activitate, iar astăzi am constatat că de fapt acolo mai sunt 44 de firme în spații închiriate care desfășoară activități, diferite activități. Fie că sunt de spălătorie auto, fie că sunt de comercializare, fie că sunt parcare de tiruri, fie că fac fel de fel, n-am apucat încă să vedem decât o parte mică din aceste societăți. Urmează controlul pe urmă să activitatea asta de inspecție și control să o mai derulăm în zonă, dar într-adevăr am pus aceste măsuri. Ce se întâmplă cu acel șlam pentru care aveam un contract, pentru care aveam o scadență și pentru care erau niște obligații asumate? Adică pasul următor este într-adevăr plângerea penală în situația în care nu își iau niciun fel de măsură, să vedem ce pot face și dacă mai pot face ceva. Vreau, pentru că mai avem 5 minute aproximativ, să îmi spuneți despre acțiunea care va avea loc pe 21 septembrie, sâmbătă, mai exact, o campanie națională pe care cred că o cunoaștem cu toții, Let's Do It România, da? Da, este o campanie dedicată voluntariatului de mediu, spunem noi, o campanie condusă de această asociație Let's Do It România, o campanie care, de fapt, la inițiativa ei tot timpul vin și spunem în luna septembrie este programul de curățenie. Asta înseamnă că sunt antrenați în mai multe, în toată țara, este la nivel național și noi în județul Buzău, chiar astăzi a venit reprezentantul Let's Do It România, cel care este desemnat pe județul Buzău și a stabilit o strategie. Am trimis câteva adrese unităților administrativ-teritoriale care vor să se implice în acest proiect și cu câți voluntari și care sunt zonele vulnerabile, să știm de unde să putem colecta. Sacii și mănușile sunt asigurate prin acest program Let's Do It și acest responsabil va trimite. Mâine vom avea o discuție cu societatea colectoare de curieri, societatea care colectează deșeurile, să vedem că aceste deșeuri merg în mod organizat către depozitul de deșeuri, pentru că la un moment dat trebuie să știm și ce am putut să strângem în urma acestei acțiuni organizate la nivelul județului Buzău. Dar eu sunt curioasă să vedem dacă mai avem peturi și dacă mai avem cantitatea aceasta mare. Chiar am scos dosarul de anul trecut pe care l-am avut și acum să vedem, să facem o comparație după ce se finalizează. Probabil că vor fi mult activitate mai puține sau nu vor fi deloc? Vedem. Eu cred că nu vor fi, pentru că sper să nu fie, pentru că v-am zis, au o valoare și valoarea 50 de bani până la urmă adunat bănuți cu bănuți, adună acolo ceva și poți să faci cu acei bănuți, știți cum este, chit ca sigur, necesarul de pâine, necesarul de apă, ce vrei tu să-ți cumperi, dar până la urmă știi că dacă l-arunci la gunoi, parcă ți-ai arunca un bănuț. Și atunci încerci să te uiți acolo, să ți-l aduni și să te duci să-l valorifici. Și mai faci și rău naturii, evident, nu numai că pierzi un bănuț. Noi, știți, am văzut foarte multe, știți că avem o lege a picnicului și noi tot am verificat și atunci când e anotimp, când e vremea frumoasă, zonul, toată lumea iese la picnic. Cum arată înainte să ajungă oamenii și cum arată după ce au plecat, să nu ne întrebați. O să vă punem imagini să vedeți și atunci spunem, cine nu este civilizat? Omul sau natura?
Natura se răzbună de multe ori și acum s-a răzbunat. Uitați, cantitățile astea mari, pentru că tot noi, prin acțiunile pe care le facem, degeaba spunem, vine ciclonul nu știu care, face, da, tot prin acțiunile noastre pe care le facem, ajungem tot la stratul de ozon, care provoacă acest neechilibru, care, și în urma căruia ajungem la aceste fenomene nedorite de noi, de oameni, care duc până la urmă la pierderea de vieți omenești. Acolo trebuie să ne gândim. Noi cu toții trebuie să fim puțin mai buni, puțin mai raționali, puțin mai responsabili, puțin mai ambițioși. Adică dacă unul aruncă o hârtie, trage-l de mână și spune, domnule, nu arunca, că e păcat. Există coșuri, există... Adică noi acolo trebuie să ajungem. Știți de ce în Germania este mult mai curat? Și ați văzut că toți. Mergem că Germania o dau exemplu că sunt mai nemți, așa. Pentru că în momentul în care te-au văzut doar că ai călcat spațiu verde cu mașina, nu mai zic cu piciorul, sau că ai aruncat o hârtie, domnule, din pământ, din iarbă verde, nu știu de unde vin și te sancționează. Deci, tot frica de sancțiune este până la urmă. Numai că noi, ca și colectiv, suntem un colectiv redus, ca tot personalul gărzit de mediu, adică 10 comisari pe un județ este foarte, foarte puțin, mai ales că acțiunile pe care le desfășurăm de inspecție și control trebuie făcute în echipă. Deci, din cauza asta, vă spuneam că nu putem avea decât 5 acțiuni și nu putem avea 10. Dar, într-o emisiune viitoare, o să ne povestiți și ce s-a întâmplat la acțiunea de sâmbătă Lezduit România. Și cu imagini, bineînțeles, după, că asta e cel mai clar, frumos. Și după controalele pe care le veți avea în tot județul pe salubritate, sunt curioasă ce veți găsi. Și pentru că se apropie ziua de 27 septembrie, doamnă, aveți un mandat de consilier local, aveți și un mandat de consilier județean. Le veți ridica sau nu? Sigur, pentru cei care nu știu, că tot am auzit astăzi, că stau să-mi depun mandatul sau stau să fac, să-mi depun dosarul să fiu validat ca și consilier local sau ca și consilier județean, încă o dată, data alegerilor este, cu toate că a fost până 9 iunie, este consemnată a fi prin codul administrativ 27 septembrie. Abia de atunci curg termenele pentru depunerea mandatului sau validarea mandatului, așa cum am zis, prin instanță și mai departe prin ședințele deschise ale Consiliului Local sau ale Consiliului Județean. Da, este normal, este opțiunea pe care am și spus-o de mult, continui cariera în administrație publică, consider că am o profesie pe care mi-o fac cu drag și cu plăcere și cred că pot să învăț foarte mult oameni în continuare, pot să-i îndrum, pot să-i ajut și mai departe pot și corectez dacă nu se ajută. Și nu veți rămâne nici în Consiliul Local, și nici în Consiliul Județean. În continuare, județean. Cred că performanța pot să o fac foarte bine în administrație publică, pentru că, spre nemulțumirea mea, mai am foarte mulți ani până la pensie și poate că aș fi vrut și eu să mă bucur puțin cu tata, că sunt bunică, nu? Oricum și munca vă îmbogățește, dacă o știu că o faceți cu plăcere, e un câștig întotdeauna. Vă mulțumesc tare mult, doamnă, pentru că ați venit astăzi, o să ne revedem curând. Și eu vă mulțumesc și sper că noi am înțeles ce se întâmplă cu acest SGR, de ce trebuie să mă duc acolo și chiar... Și de ce nu primim numerar, exact. Nu? Exact. Vă mulțumesc, o să mai discutăm despre acest subiect pentru că întrebările sunt multe. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară bună, la revedere! La revedere!